Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a anunțat că spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, tulpina indiană Delta va fi predominantă la nivelul Europei și că majoritatea îmbolnăvirilor vor fi date de această tulpină. Dar cu toate acestea, mehedințenii nu mai cred în minciunile acestora. Cum este posibil ca acest COVID să apară doar după ce trece vara? Majoritatea cetățenilor se întreabă de unde acești oameni știu că valul al patrulea va apărea din nou la începutul lunii septembrie. Oare să fie o bătaie de joc? Ei bine, nimeni nu găsește răspunsul la aceste întrebări pe care mulți dintre noi ni le adresăm. Despre valul 4, care se spune că va veni din toamnă din nou, ce părere? Valul 4, să-i spune numele Babau. Valul Babau. Ca să ne vaccinăm. Da. Adică să mă oblige... Eu am 91 de ani și am zis, eu nu-mi pun rană pe corp sănătos. Dacă la 91 eu n-am murit în iarna asta, înseamnă, dacă mă duceam la ei, mă punea la sacul negru. După Aivazovski trebuie să vină al nouălea val. Mai aveam un pic până. Și ce val ca valul trece, asta din Mihai Eminescu. Da, dar nu înțelegem de ce pe timpul perioadei de vară ne lasă să umblăm și să facem munți, iar cum vine toamna, cum ne închid din urmă. Una și a doua ne lasă să cheltuim banii pe care îi adunăm pe timpul iernii. Ca simptome, tulpina indiană Delta nu este diferită de tulpinile de până acum, nu are simptome mai severe.